primul lucru pe care îl lași în urmă în momentul în care te întorci la Dumnezeu, în momentul în care te pocăiești, lași în urmă păcatul. De asta te pocăiești, înainte de orice. Nu te întorci la Dumnezeu nici pentru bogății, nici pentru comunitate, nu. Ci în primul rând te întorci la Dumnezeu ca să lași păcatul. Asta e primul lucru care trebuie să rămâne, primul lucru la care renunți. Îi bucurie de fiecare dată în biserică atunci când avem un botez, atunci când cineva încheie legământ cu Domnul în apa botezului și în special mesajul de astăzi, cu ajutorul Domnului, este un mesaj care se adresează fratelui nostru Andrei, fratele nostru care ia o decizie, cea mai importantă decizie pentru viața, așa cum o înțelegem noi și așa cum o înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu. Însă, aș vrea să vedem că ceea ce astăzi, cu ajutorul Domnului, o să vedem, nu se aplică doar lui Andrei, ci cred că ni se aplică fiecăruia dintre noi și fiecăreia dintre noi. Și în această dimineață eu aș vrea să vă provoc la un exercițiu de sinceritate cu noi înșine și la un exercițiu al concluziilor legate de viața noastră. Pentru că, așa cum știți și Andrei, tu tocmai ai împlinit cât 16 ani ai împlinit, nu? Domnul să te binecuvânteze. În ziua de astăzi, haideți să fim serioși, să o spunem pe șlau, în ziua de astăzi când cineva aude că te pocăiești, mai ales la 16 ani, când la vârsta asta mai degrabă anturajul îi la îndemână, mai degrabă crâșma îi la îndemână, sau chefurile, sau petrecerile, sau alte chestii, e destul de ciudat pentru, în lumea în care noi trăim, e destul de ciudat pentru un tânăr să facă o chestiune de genul ăsta. E destul de neobișnuit pentru cei care nu sunt obișnuiți cu lucrul ăsta. Și lucrul ăsta pe care Andrei îl face presupune, pentru că o să vedem, a te pocăi, ce ai făcut tu, fratele nostru, a te întoarce la Dumnezeu, presupune întotdeauna o renunțare, presupune să lași ceva în urmă. Presupune să pierzi ceva. Frații mei, eu știu că fiecare dintre noi a avut de pierdut ceva în momentul în care s-a întors la Dumnezeu și a avut de câștigat ceva. A lăsat ceva în urmă în momentul în care s-a întors la Dumnezeu și avea ceva ce l-așteaptă înainte. Și astăzi, cu ajutorul Domnului, pentru că vrem să fim omiletici, la trei lucruri o să ne uităm. Lucruri pe care le lași în urmă atunci când te pocăiești. Și am spus că nu e aplicabil asta doar lui Andrei, ci e aplicabilă și nouă, să vedem dacă cumva noi, care suntem deja pocăiți, cum se spune, să vedem dacă le-am lăsat în urmă. Pentru că uneori mi-e greu în umblarea cu Dumnezeu, tocmai pentru că sunt anumite lucruri care nu rămân în urmă. Și astăzi aș vrea să răspundem împreună la întrebarea asta, dragul meu, și tu să ții cont și noi să ținem cont, să vedem dacă le-am făcut sau nu. Ce lași în urmă când te pocăiești? Ce lași în urmă când te pocăiești? Merge? Sau nu? Dacă nu merge, atunci o să văd pe voi să dați, da? Următorul slide, că văd că nu vrea să meargă ăsta. Nu merge? Ok. Bun, și o altă întrebare, nu doar ce lași în urmă, ci ce ai înainte atunci când te pocăiești? Ce îți stă înainte când te pocăiești? Ce lași în urmă și ce îți stă înainte atunci când te pocăiești? Și vreau să intrăm direct în subiect. Fiecare poate să se gândească în dreptul, dar vreau să intrăm direct în subiect. Next. Îmi pare rău, o să trebuia să zic că sunt multe slide-uri, o să... Nu merge. Cum? Așa, bun. În primul rând, primul lucru pe care îl lași, nu știu, sper să se vadă bine, primul lucru pe care îl lași în urmă atunci când te întorci la Dumnezeu și nu o facem metaforă, o spunem pe șleau și o spunem foarte direct. Primul lucru pe care îl lași în urmă în momentul în care te întorci la Dumnezeu, în momentul în care te pocăiești, lași în urmă păcatul. Lași în urmă păcatul. De asta te pocăiești înainte de orice. Nu te întorci la Dumnezeu nici pentru bogății, nici pentru comunitate, nu. Ci în primul rând te întorci la Dumnezeu ca să lași păcatul. Asta e primul lucru care trebuie să rămâne, e primul lucru la care renunți. E primul lucru la care renunți, e păcatul. Și acum, la urma urmei,
Și unii dintre dumneavoastră care sunteți în biserică știți lucrurile astea, deci nu o să fie ceva nou. În Scriptură, când se vorbește despre a păcătui, se vorbește despre a face un păcat sau a păcătui, îmbracă mai multe forme. Însă forma cea mai des întâlnită în Scriptură, pe care o îmbracă ideea asta de păcat, da, sau însemnătatea, îi ideea de a rata ținta. Îi ideea de a rata ținta. Ea poate să fie sub forma, ce înseamnă am păcătuit? Am păcătuit, nu știu, n-am respectat o regulă sau am făcut o greșeală, îi și ideea asta. Dar de cele mai multe ori cuvântul grecesc amartia înseamnă a rata ținta. Asta înseamnă să păcătuiești. Că mulți se întreabă, dom'le, bun, dar ce e la păcat? Simplu, păcat e să ratezi ținta, păcat în sensul pur al lui înseamnă să ratezi scopul, ținta pe care Dumnezeu o are pentru viața ta. Să te duci într-o altă direcție față de care, față de direcția pe care Dumnezeu o vrea pentru tine. Și în momentul în care te pocăiești, primul lucru la care renunți îi păcat, adică primul lucru pe care îl faci îi să schimbi direcția. Și astăzi o să vedeți că o să avem mai multe versete, poate nu o să le citim pe toate, dar o să le avem pe toate aici în, aici în fața ochilor. Și anume, în Romani 3 cu 23 și 24, cuvântul ne spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt nosocotiți, neprihăniți, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos. În Romani 6 cu 23, fiindcă plata păcatului e moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. În Roman 5, de la 8 la 11, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Că dacă atunci când eram vrășmași am fost împăcați cu Dumnezeu prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați în El, vom fi mântuiți prin viața Lui. Și nu numai atât, dar ne și bucurăm în Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am căpătat împăcarea. Versetul arhicunoscut, Ioan 3 cu 16 și 17, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Preaiubiților, în 1 Ioan 4, de la 7 la 10, preaiubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește n-a cunoscut pe Dumnezeu pentru că El este dragoste și dragostea față de noi s-a arătat prin faptul că a trimis în lume pe singurul Său Fiu ca noi să trăim prin El. Și dragostea nu stă în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că Dumnezeu ne-a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Primul lucru, aici ce avem în spate, este cuvântul lui Dumnezeu. Este cuvântul lui Dumnezeu, singurul care poate să dea eliberare. Primul lucru, și vedem clar, primul lucru la care trebuie să renunți, primul lucru pe care îl lași în urmă, și Andrei, e valabil în viața ta, e valabil în viața mea și valabil în viața tuturor de aici. Primul lucru, e păcatul. Primul lucru e păcatul. E starea aia prin care tu ești întors cu spatele la Dumnezeu și te duci în direcția opusă. Asta ai făcut tu. Ai spus, dacă cumva viața mea era într-o direcție și voia lui Dumnezeu era în altă direcție, o să-mi conformez viața astfel încât viața mea să meargă în direcția pe care Dumnezeu o vrea pentru mine. Asta înseamnă pocăință. Ăsta e lucrul pe care trebuie să-l lăsăm în spate, și anume păcatul, și nu-i valabil doar pentru frățiorul meu Andrei, ci pentru toată lumea. Aș vrea să ne gândim foarte clar. Am lăsat eu păcatul în urmă în viața mea? Am lăsat eu păcatul în urmă în viața mea? Pentru că sunt două concluzii, două consecințe. O să vedeți că în Ioan, nu o să intrăm acum, dar este o pericopă mai mare, da? Ioan 8, de la 1 la 47, dacă o să citiți în Scriptură, o să vedeți că sunt mai multe întâmplări. Acum, una dintre care fiind foarte cunoscută, cu o femeie care a fost prinsă în păcat. Da? Și există un deznodământ pe care Domnul, sau o concluzie pe care Dumnezeu o trage cu privire la o femeie care era păcătoasă. Și anume îi spune, femeii păcătoase, nici eu nu te osândesc, du-te de acum să nu mai păcătuiești. Asta e o concluzie pe care Hristos o spune.
Însă tot în același pasaj le vorbește fariseilor și lor le spune: dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Adică față de Evanghelia lui Dumnezeu, cuvântul ăla pe care l-am citit, pentru că aia e singura, dumneavoastră știți lucrul ăsta, noi cei care suntem aici, n-avem nicio autoritate de la noi decât autoritatea pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că noi nu propovăduim aici vreun principiu al nostru, ci propovăduim cuvântul lui Dumnezeu. El are toată autoritatea, puterea de schimbare și de transformare îi în Biblie, frații și surorile mele, nu e în nicio altă parte. Îi în Scriptură, îi în cuvântul lui Dumnezeu. Și față de mesajul ăsta te poți poziționa în două feluri. Dumnezeu poate să zică: nu te osândesc dacă te pocăiești, du-te și să nu mai păcătuiești, lași în urmă. Sau, cum le spune fariseilor, veți muri în păcatele voastre. Care dintre cele două vorbe ai vrea să le auzi plecând de aici? Care e cea care simți că îți dă cea mai multă eliberare? Du-te și să nu mai păcătuiești, ești liber. Sau veți muri, o să mori în păcatele tale. Aș vrea, înainte să ne ducem la punctul al doilea legat de păcat, vrea să vedem în dimineața asta despre, și dumneavoastră știți, nu o să intru în foarte multe detalii, ceea ce noi am numit povestea a trei cruci. Și știți că în Scriptură, și nu o să intrăm acum în acel pasaj, în Scriptură, Domnul Iisus Hristos, mi se spune că a fost pus între doi tâlhari, unul de stânga și unul de-a dreapta lui. Da? Ei, și în ziua în care Iisus Hristos a fost pus pe cruce, în ziua aia, pe acele trei cruci, au murit trei oameni. Pe acele trei cruci au murit trei oameni și o parte dintre dumneavoastră care aveți ani de pocăință știți deja lucrul ăsta. În ziua aceea, pe o cruce, cineva a murit pentru păcat, și anume cine a fost acela care a murit pentru păcat? Hristos, lăudat să fie numele Lui. S-a murit pentru păcat, cineva a murit pentru păcat, pe o cruce, pe cea din mijloc. Pe o altă cruce, cineva a murit în păcat, și anume cine a murit în păcat? Au fost doi tâlhari acolo, unul care s-a alăturat corului de batjocoritori care erau jos și îl ocărau și îl batjocoreau pe Hristos și a început și el să batjocorească. Mai țineți minte, spunea: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te și pe tine, mântuiește-ne și pe noi. Vă dați seama, mi s-a părut interesant, domne, ce înseamnă să ai păcatul până în măduvă, astfel încât să nu te, să alegi să rămâi în el, chiar și când ai mâinile pironite pe cruce, chiar când l-ai pe Hristos la 2 metri de tine și ai ocazia să fii mântuit, să rămâi cu păcatul până în măduvă, nici atunci să nu-l lași. Însă, pe acea, tot pe crucea, pe o altă cruce, cineva a murit față de păcat. Hristos a murit pentru păcat. Tâlharul care nu s-a pocăit a murit în păcat. Și a fost un tâlhar care a spus: adu-ți aminte de mine, adu-ți aminte de mine. A fost modul lui de a spune: Doamne, iartă-mă. Îi spune celuilalt tâlhar, îi spune: noi pe drept primim ceea ce primim, pedeapsa. Dar omul ăsta n-a făcut nimic. Doamne, adu-ți aminte de mine când vin împărăția ta. Și omul ăla, în momentul respectiv, alege să moară față de păcat. Alege să moară față de păcat. Alege să lase păcatul în urmă. Așadar, dragii mei, povestea celor trei cruci următoarea, că legat de păcat, cineva a murit pentru păcat o singură dată, și Iisus Hristos. Și în viața noastră, noi avem de ales dintre cele două cruci. Putem să murim în păcat sau să murim față de păcat. Sau să murim față de păcat. Asta e alegerea fiecăruia și a fiecăreia. Și fratele nostru Andrei, prin gestul pe care îl face și prin întoarcerea la Dumnezeu împreună cu fratele lui, cu mama lui, cu familia lui, exact asta au ales. Eu vreau ca începând de astăzi să fiu mort față de păcat. Păcatul să nu mai existe în viața mea. Hristos a murit. Și am și o veste reală. Că vreți, că nu vreți, fiecare dintre noi mai devreme sau mai târziu murim. Nu vreau să vă descurajez, dar așa îi. Fiecare, și eu o să mor, și dumneavoastră o să muriți, toți o să murim la un moment dat. Că vrem, că nu vrem, că na, cu o moarte toți suntem datori. Ideea îi că Iisus a murit pentru păcat și tu poți să mori în păcat sau față de păcat. Și noi o să murim, dar depinde cum. Murim în păcat sau murim față de păcat? În păcat înseamnă: dacă nu credeți, veți muri în păcatele voastre, sau față de păcat, nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu
mai păcătuiești, du-te și să nu mai păcătuiești. Și mărturisirea este aceasta în 1 Ioan 5, 11 la 13. Dumnezeu ne-a dat viață veșnică și această viață este unde? În Fiul Său. Cine are pe Fiul are viață, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viață. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viață veșnică, dragii mei. Și cu asta o să ne apropiem de punctul al doilea. Noi suntem și oamenii care, na, poate aud de noi pocăiții că suntem de mai multe feluri. Noi suntem penticostali. Unul dintre lucrurile care ne caracterizează e faptul că noi credem sau avem o anumită perspectivă legată de modul în care Duhul Sfânt lucrează, de lucrarea Duhului Sfânt. Și de obicei se zice despre penticostali, cum spunea fratele Marinel, că Dania nostru s-a dus la baptiști, dacă e o diferență, se spune că penticostali sunt mai cu semnele și cu minunile, cu miracolele, și că la penticostali Dumnezeu lucrează, că ei cred în minuni, cred în miracole. Vă rog să mă scuzați, dar m-am încălzit, m-a luat așa, că dacă nu vă deranjează foarte tare, că e mai bine, așa mă strângea o țâră, cred că mă strângea de la shaorma, nu de la... Dar na, ce să facem acum? Bun, și noi penticostalii suntem cu minunile și cu miracolele și cu lucrarea Duhului Sfânt, însă, în frică de Dumnezeu și cu respect față de cuvântul lui, spun așa, nu există miracol mai mare. Gândiți-vă poate la cea mai mare minune pe care ați vrea să o aveți în viața dumneavoastră. Faceți un exercițiu. Dacă Dumnezeu ar veni acum la mine și mi-ar zice, care e cea mai mare minune pe care vrei să o fac pentru tine? La ce v-ați gândi? Nu trebuie să răspundeți, trebuie să vă gândiți. Cel mai mare miracol. Oricare ar fi acela, să știți, în baza cuvântului lui Dumnezeu, nu există miracol mai mare în universul ăsta decât faptul că tu ești mântuit de păcat prin Iisus Hristos. Ăsta e cel mai mare miracol, e cea mai mare minune. E cea mai faptul că cineva de la care era mort în păcat ajunge să fie mort față de păcat. Faptul că cineva care era în direcția diametral opusă față de scopul lui Dumnezeu ajunge să se întoarcă la 180 și să meargă în direcția în care trebuie. E ceva doar Iisus Hristos face posibil. O vindecare de o boală cu tratamentul bun să mai poate întâmpla, să-ți mai treacă. Însă să fii mântuit altfel decât prin credința în Iisus Hristos, prin moartea și învierea lui Hristos, nu se poate. Pentru mântuirea asta, pentru acest lucru, Dumnezeu a dat ce a avut mai scump, și anume pe Fiul Său. A dat ce a avut mai scump, pe Fiul Său. Hristos cât a fost în viață, ați văzut, o vindecat, o înviat din morți și așa mai departe. Însă mântuirea a fost posibilă doar în momentul morții și învierii Lui. Asta e cea mai mare minune din univers. Cea mai mare minune din univers, Andrei, știi care e, frățiorul meu? E faptul că acum ceva timp tu erai fără Dumnezeu și acum ești îmbrăcat în haine albe. Asta e minunea cea mai mare. Dacă dintr-o dată te-ai trezit cu $1,000,000, noi ne-am bucurat pentru tine. Dar n-ar fi cea mai mare minune. Pentru că sunt mulți care au milioane în buzunare și în iad să duc cu milioanele lor cu tot. Ce lași în urmă când te pocăiești, în primul rând, lași păcatul. Andrei, ai pocăiești, slavă Domnului, ascultă bine, la unul mai bătrân ca tine, nu cu mult, cu vreo 19 ani numai. Lasă, ai decis să te pocăiești, foarte bine, lași păcatul, punct. Lași viața de păcat, punct. Și noi, care suntem pocăiți de ceva timp, să ne gândim, am lăsat păcatul sau nu l-am lăsat? Și dacă nu, ce avem de făcut, fraților? Să ne pocăim, lăudat să fie numele Domnului. Pentru că am spus, lași în urmă păcatul, de ce? Pentru că ai înainte mântuirea. Când te pocăiești, lași în urmă păcatul, pentru că înainte e mântuirea care vine prin Hristos, lăudat să fie numele Lui. În al doilea rând, am zis, în primul rând, lași păcatul, da, poți să mori în păcat sau față de păcat, pentru că ai înainte mântuirea. În al doilea rând, lași în urmă, asta e o țară mai grea, lași în urmă influențele. Lași în urma ta influențele. Și o să vedeți că asta e zona în care noi creștinii ne rupem gâtul cel mai des. La prima mai cum mai, de aici ne rupem gâtul cel mai des. Pentru că luăm o decizie frumoasă, toată lumea aici, sunt prietenii, e familia, ești îmbrăcat în alb, e frumos. Și ai ales să ieși, să lași păcatul în urma ta. Dar după aia ieși, știți cum?
Biserica, din punctul meu de vedere, e ca un spital. Când ești în spital, totul e dezinfectat, totul e curat, e un mediu steril, cum se zice, da? În biserică. N-auzi înjurături, n-auzi bârfe, n-auzi minciuni, nu le auzi, da? Ești bine, ești ferit în biserică. Dar problema e că după ce ieși din biserică, faci pasul afară, intri într-o lume care te influențează permanent. Și lumea aia care te influențează, sistemul de valori, e cea care caută să descompună pas cu pas fiecare, să descompună bucată cu bucată fiecare decizie pe care tu o iei aici. De la o duminică la alta să descompună fiecare decizie, fiecare lucru pe care îl decizi aici. Și știți, în lume există o sintagmă care e găunoasă și care e mincinoasă, da? Listen to your heart, sau ascultă-ți inima. Da. Bă, ce simți, ascultă-ți inima, listen to your heart, sau cum știu, gut feeling. Eu tocmai de-aia vreau să vă spun. Când mie cineva vine de la Amvon și zice, vreau să vă spun ce am pe inimă, pe mine mă ia un pic panica. Eu zic, vreau să ne spui ce ai din cuvânt, nu din inimă. De ce spun asta? Ia uitați ce spune cuvântul. Ieremia 17:9. Inima este nespus de înșelătoare și deznădăjduit de rea. Cine poate să o cunoască? Proverbe 4:23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Adică ce mi-a pus Domnul pe inimă? Eu vreau să-mi pună cuvântul. Vin nu cu ce mi-a pus Domnul, ci cu cuvântul. Că, sincer, am mai multă încredere în cuvântul lui Dumnezeu decât am în inima mea, de multe ori. Și o să spun de ce, pentru că inima noastră, sau starea noastră, e caracterizată de volatilitate. Ați avut momente în care nu v-a lipsit mâncarea, nu v-a lipsit acoperișul deasupra capului, dar ați avut o zi proastă în care nu vă simțiți bine? Pur și simplu, mă, n-am chef, azi sunt atâta de, nu știu, sunt și nesuferit cu cei de lângă mine, nu-mi place, nu-mi convine. Nu mă simt bine, nu mă simt ok. Ori cuvântul lui Dumnezeu, și când mă simt eu ok și când nu mă simt ok, el rămâne același. Aia e partea frumoasă. De aceea nu mă bazez pe ce simt eu și pe inima mea. Mă bazez pe cuvântul lui. În Scriptură, termenul inimă este folosit cu mai multe înțelesuri și nu o să intrăm în toate punctele acum, dar este cu sensul de emoții și sentimente, cu gânduri sau înțelepciune, cu voință și decizii. Spre exemplu, în Daniel 1:8, Daniel a hotărât în inima lui să nu se spurce, da? La aia se referă, sau moralitate și spiritualitate. Însă, inima, peste tot în Scriptură, indiferent de câte ori apar sau cum este caracterizată, are ceva specific și anume caracterizată de variabilitate, caracterizată de volatilitate, de lipsă de statornicie. Inima se poate schimba, sentimentele ți se pot schimba, trăirile ți se schimbă. Și atunci, dacă noi zicem ascultă-ți inima sau lumea din jur, influențele spun ascultă-ți inima, noi zicem ascultă de Dumnezeu înainte și nu de inimă. Ascultă de Dumnezeu și nu de inimă. Pentru că am pus-o în engleză pentru că așa am citit-o și eu într-un loc. Vocile pe care le ascultăm sunt cele care ne vor șlefui viața. The voices you listen to will shape your life. Vocile de care asculți, mai pe scurt, pe cine lași să te influențeze, influențele pe care le ai îți vor defini viitorul, dragul meu. Pe cine lași să te influențeze, o să determine parcursul pe care tu îl ai în viață. Și atunci, întrebarea vine, care dintre ele este supusă influenței și schimbării mai mult? Inima mea sau adevărul lui Dumnezeu? De ce am spus că să nu... Ce se schimbă în funcție de circumstanțe? Care e mai vulnerabilă? Inima ta sau adevărul lui? Inima ta sau adevărul lui? Și tocmai de-aia spun, care e mai de influențat? Care sunt? Și haideți să luăm așa, dacă spunem că e inima. Mergem și mai adânc. Care e sursa de influență a inimii tale și a inimii mele? Inima mea de ce e influențată? Inima mea de ce este influențată? Psalmul 1:1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. 1 Corinteni 15:33. Nu vă înșelați, tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Știți ce am crezut, dragii mei? Am crezut că asta e valabil la adolescenți.
Și că dacă ai tovărășii rele, cele mai groaznice pot să fie între 14 și, nu știu, 19 ani sau așa mai departe. Am văzut tovărășii care au nenorocit și la 30 și ceva, care au nenorocit și la 40, care au nenorocit și la 50. Tovărășii rele nu țin cont de vârstă. Problema mare e că dacă ele te nenorocesc la 14 ani, îți nenorocești viața, da? Când poți să-i dedici lui Dumnezeu, din prima începi cu stângul. Fugi de poftele tinereții, 2 Timotei 2,22, și mărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Și 1 Tesaloniceni, foarte bun versetul ăsta, fratele meu Andrei ține de el cu dinții că e foarte bun. Ferește-te de orice ți se pare rău. Mesajul următorul la punctul al doilea, ce lași în urmă când te pocăiești? Lași în urmă influențele. Primul rând, nu te bazezi pe inima ta, ci pe adevărul lui și lași în urmă influențele. Știi de ce? Pentru că tu iei decizii faine aici și ești în haina asta albă și sunt foarte atent în ceea ce spun aici. Cu fiecare glumă porcoasă, cu fiecare golan cu care stai iară de vorbă, cu fiecare context în care te duci, haina asta albă începe iară să murdărească. Nu lăsa. Vă spun un lucru, unul dintre cele mai grele lucruri pe care le-am făcut în viață a fost să trebuiască să pun stop anumitor legături de anturaj, de prietenie, așa mai departe. M-a durut inima de multe ori. Însă mi-am dat seama că sunt slab și că o să fiu influențat și că trebuie să ies de acolo. De aceea, dragul meu, și noi, cei care suntem în biserică, trebuie să lăsăm în urmă influențele și să vedem cine ne influențează pe noi și în ce mod ne influențează. Pentru că de-aia e lupta spirituală mai grea. Când tu ești într-un context care mai degrabă te îndepărtează de Dumnezeu decât te apropie, normal că ți-e mai greu. Cum îmi place mie să zic că e ca și cum alergi cu o ghiulea legată de picior și vrei să câștigi cursa, normal că e mai greu. Mesajul următorul, scapă de influențele care te îndepărtează de Dumnezeu. De ce? Pentru că noi știm din cuvântul lui că în noi oamenii, și de asta spun că aici ne rupem gâtul, există permanent o luptă și o vedem și la Sfântul Apostol Pavel. Între ce? Între firea pământească, dorințele noastre, și între Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Și cuvântul ne spune ce? Cuvântul ne spune că ele sunt potrivnice, nu poți. Poți să fii fie sub influența firii pământești, fie sub influența Duhului Sfânt. Și dragii mei, avem următorul principiu pe care vreau să-l lăsăm. Andrei, să-l știi lucrul ăsta. Orice demers menit să te îndepărteze de ascultarea de Dumnezeu are ca sursă firea pământească. Adică orice demers prin care eu mă îndepărtez și spun nu vreau să am de-a face cu Dumnezeu și nu mă interesează, I want to do it my way, vreau să o fac cum vreau eu, aia vine din firea pământească. Orice demers menit să te apropie de ascultarea lui Dumnezeu vine din Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Noi ca oameni, să nu știți că uneori asculți o predică și ești tu ai avut momente, mă, și te-ai gândit. Mă, dar ce zis omul ăla parcă are dreptate, mă. Nu știu, trebuie să fac ceva cu viața mea, nu? Și te-ai gândit că ce? Că e un proces al conștiinței tale și că ce grozave și... Nu! Cuvântul ne spune că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu e cel care ce face? Convinge lumea de păcat, ne convinge pe noi. Momentul în care tu ai fost convins, domne, viața mea nu-i cum trebuie și trebuie să mi-o pun în rânduială și trebuie să mă întorc la Dumnezeu, aia nu a venit de la tine, ci a venit prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ți-a cercetat viața, ți-a cercetat mintea, ți-a cercetat inima, ți-a influențat-o poate pentru prima dată și te-a făcut să iei o decizie. Așadar, aia nu e valabilă doar când te pocăiești, când te întorci la Dumnezeu, e valabilă toată viața de creștin. Și anume, orice demers al nostru prin care vrem să facem mai mult, vrem să fim mai sfinți, vrem să fim mai buni, din Duhul Sfânt, Cel care ne călăuzește, înainte de minuni mari și show-uri, e Duhul Sfânt Cel care te convinge de păcat. Da? Asta un... Sau ești expus influenței firii pământești care e alimentată. Și tinerii noștri știu că dacă n-am stat la tineret pe discuțiile astea, și avem mai multe versete și nu o să, o să intrăm în toate. 1 Ioan 3, 23 și 24 și cunoaștem că El rămâne în noi prin Duhul pe care ni l-a dat. Și în Galateni 5, de la 16 la 25 se vorbește despre umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești.
Că firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii și sunt lucruri potrivnice. Și uite care sunt faptele firii pământești. Și le știți, tinerii, le știu că le-am făcut la tineret. Vă spun că cei care fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Însă roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, toată facerea de bine, toate lucrurile astea le faci prin Duhul Sfânt care te influențează și te călăuzește. Cei care sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Dacă noi trăim prin Duhul, spune cuvântul, dragii mei, să și umblăm prin Duhul. În Romani 8:1-11, acum nu este nicio osândire pentru cei care sunt în Iisus Hristos, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este vrășmășie împotriva lui Dumnezeu, ne zice cuvântul. În versete, aici e cuvântul lui Dumnezeu, așa o spune El. Și anume, dragul meu, Andrei, revenim aici. Care dintre ele este supusă influenței și schimbării? Este mai supusă influenței și schimbării? Inima mea sau adevărul Lui? În Ioan 17:17, cuvântul spune, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. În Ioan 1:1 și versetul 4, partea început era și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și în El era viața. În contextul ispitirilor, în Luca, Iisus răspunde, îi răspunde satanei când este ispitit, este scris. În Iosua 1:8, cartea aceasta a legii să nu se cuteze de gura ta, meditează ei sau cugetă asupra ei zi și noapte, astfel încât să împlinești tot ce e scris în ea și atunci vei reuși oriunde vei merge și îți va merge bine. Planul 111, de la 9-11, cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul tău, te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale, strâng cuvântul tău în inima mea ca să ce? Ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Dragii mei, inima sau adevărul? Am spus să lași în urmă influențele. Influențele or să vină. Dacă nu lași influențele în urmă, dragul meu, șansele foarte mari o să te întorci în același loc. Fratele și frații slujitori, păstori aici, știu, cu asta ne luptăm noi mai mult decât cu cei care s-au întors, care trebuie să se întoarcă la Domnul. Cu cei care s-au întors și or s-au lăsat din nou influențați. Trebuie să lăsăm în urmă influențele care ating inima noastră, care încarcă firea pământească și normal că influențele alea o să ne facă să fim mai firești decât să fim mai duhovnicești, mai dumnezeiești, să semănăm mai mult, să placem mai mult nouă decât să-i placem lui Dumnezeu. Și cum am spus, inima e volatilă, învață, dragul meu, să lași în urmă influențele pentru că tu ai înainte adevărul, să lași în urmă influențele și să te înrădăcinezi în călăuzirea Duhului Sfânt bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că știi de ce? De asta poate unii dintre dumneavoastră vi s-au părut, mamă, dar câte versete au pus omul ăsta și așa de plictisitoare versetele, poate că pentru unii dintre dumneavoastră sunt plictisitoare versetele, dar ia ghiciți, nu poveștile mele dau viață, ci versetele Scripturii dau viață. Pentru că poveștile pe care vi le spun, sau o întâmplare, sau o ilustrație, îmbracă diferite forme de-a lungul timpului. Însă, ghiciți, cuvântul ăsta, Ioan 17:17, de când a fost revelat în Scriptură, îi așa și o să fie așa în veșnicie, nu o să se schimbe o virgulă la el. El e același. Cuvântul ăsta a mântuit mult mai mulți oameni decât a mântuit orice poveste a oricărui predicator. Și de asta am insistat, intenționat am făcut asta azi, să fie cât mai mult versete to make a point, ca să vedem lucrul ăsta. Cuvântul e cel care transformă, punct. Așadar, nu te baza pe ce simți tu cu inima, că inima, am zis, e volatilă. Adevărul lui e constant, inima e variabilă, adevărul lui e același, nu se schimbă. Și adevărul ăsta, dragul meu, a mântuit milioane, sute de milioane de oameni și te-a mântuit și pe tine. Nu inima. Alege foarte clar și păstrează adevărul ăsta pe care l-ai îmbrăcat. Păstrează-l și nu lăsa să ți-l răpească nimeni, bucată cu bucată. Și în ultimul rând, cu asta terminăm.
Am zis, lași în urmă păcatul pentru că ai înainte mântuirea. Lași în urmă influențele pentru că ai înainte adevărul. Lași în urmă egoismul. Acum punem, o pun ție întrebarea asta și ne-o punem și nouă. Ești un om egoist? Nu trebuie să ridicați mâna, trebuie să vă gândiți. Haideți să vă, se zice că este un test pentru lucrul ăsta. Dacă acum noi ne-am strânge toți aici și cineva ne-ar face o poză de grup și ne-ar trimite-o pe WhatsApp, care e prima persoană la care v-ați uita să vedeți dacă o ieși bine în poză? Exact. Care e prima persoană la care te uiți să vezi dacă o ieși bine? La tine. Că te preocupă în primul rând de cine? De tine, de persoana ta. Absolut normal. Dar ce mi se pare interesant e că surorile, păi și ce, trebuie să fie altfel, nu? Adică, nu? Bun. Întrebarea e cum scap de egoism. Pentru că am zis că unul dintre lucrurile pe care trebuie să le lăsăm în urmă în momentul în care ne pocăim în egoismul, cum scap de el? Vreau să vedem două definiții. Sacrificiu și slujire. Sacrificiu înseamnă renunțarea voluntară la ceva valoros, de obicei pentru binele altcuiva sau pentru un scop mai mare. Un act de dăruire și altruism care implică sacrificarea propriilor nevoi în favoarea altora. Slujirea înseamnă reprezintă un act de devoțiune și dăruire față de Dumnezeu și față de ceilalți. Este o chemare la a pune nevoile altora înaintea propriilor nevoi. Urmând exemplul lui Iisus Hristos care s-a smerit până la moarte și chiar moarte de cruce. Haideți un pic să vedem cum scăpăm de egoism. 1 Ioan 3, 16 la 18. Noi am cunoscut dragostea Lui prin aceasta, că El și-a dat viața pentru noi și noi trebuie să ne dăm viața pentru frați. Dacă cineva are bogățiile acestei lumi și îi vede pe fratele său în nevoie, dar își închide inima, cum va rămâne el în dragostea lui Dumnezeu? Să nu iubim cu vorba și cu limba, ci cu fapta și adevărul. Ioan 15 cu 13. Nu este dragoste mai mare decât aceasta, să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Și cineva se întreabă, mă, dar unde-i, care-i religia aia curată? Unde e mai bine? Să te duci la ortodox, să te duci la catolici, să te duci la pocăiți? Unde e? Și Scriptura așa de frumos spune în Iacov, știți care e religia curată? Și ne întinat înaintea lui Dumnezeu, să cercetăm pe olfan și pe văduve sau să ne îngrijim de cei care nu pot să se îngrijească, care sunt neajutorați și de necazurile lor și să ne împăzim, să ne păzim neîntinați de lume. În Roman 12 cu 10, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească în cinste fiecăruia, fiecare să dea întâietate altuia. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci ca El să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. A sluji sau a te sacrifica înseamnă a alege să fii mereu pe locul doi. Ăsta e antidotul pentru egoism, slujirea. Pentru că, vedeți, e progresivă treaba. Tu lași în urmă păcatul, lași în urmă influențele, dar nu vii aici ca să stai și să nu faci nimic. Tu lași în urmă și egoismul și nu te mai, lăsând păcatul, lăsând influențele, tu nu te mai concentrezi pe tine, te concentrezi pe ceilalți. Și să știți că un om care e creștin autentic nu știe ce înseamnă locul 1. Din punct de vedere al eu-ului, poate să știe ce înseamnă a performanței, da, susținem performanța. Dar nu din punct de vedere al ego-ului. Nu știe, pe locul 1 trebuie să fie întotdeauna Hristos. După Hristos să fie familia, să fie copii, să fie soția, să fie biserica, să fie tot timpul altcineva. Pe locul 1, numai maneliștii sunt. Ăia-s tot timpul pe locul 1. Da? Ei și pentru faptul că sunt pe locul 1, toată lumea îi dușmănește, că au valoare și că sunt pe locul 1. Da? Noi nu suntem de aia. Tu nu ești. Un frate chiar are o lucrare în America, se cheamă I Come Second. Uită-te la mine, începând din momentul ăsta, tu nu ești pe locul 1 în viața ta. În viața ta tot timpul o să fie Hristos pe locul 1, o să fie ceilalți. O să fie ceilalți. De ce? Pentru că astfel scapi de egoism. Prin slujire scapi de egoism. Prin a-ți da viața, așa cum zice, ăsta e modelul pe care dă Hristos. Și contextul ăla de a-ți da viața nu înseamnă de a muri pentru cineva, așa am mai zis-o. Cum de a-ți da, cum Hristos și-a dat viața pentru noi, ci de a trăi pentru cineva. Asta înseamnă să-ți dai viața pentru cineva. Nu doar să mori pentru cineva, ci să-ți pui viața la dispoziție pentru altcineva. Da? Să-ți pui viața la dispoziție. Din momentul în care te pocăiești, alegi să-ți pui viața la dispoziția celorlalți și să-L slujești pe Dumnezeu și să-I slujești pe ceilalți. Și așa lași în urmă egoismul.
Asta e o pilulă greu de înghițit. Că egoismul ține de firea pământească. Dacă ziceam de fire, dacă stai cu oameni egoiști, o să cauți să fii cât mai egoist, să-ți placi ție. Da? Adică a lăsa departe, deoparte, locul întâi, a distruge egoismul, a experimenta smerenia și a experimenta slujirea, dragul meu. Pentru că, așa cum am spus, lași în urmă egoismul când te pocăiești, pentru că ce ai în față, ai înainte slujirea. Lași în urmă egoismul pentru că ai înainte slujirea. Asta te așteaptă, asta ne așteaptă. Așadar, cele trei puncte. Ce lași în urmă când te pocăiești? Lași în urmă păcatul pentru că ai înainte mântuirea. Lași în urmă influențele pentru că ai înainte adevărul. Lași în urmă egoismul pentru că ai înainte slujirea. Și știți de ce? Și cu asta o știem. Pentru că nici Fiul omului, așa cum am citit, n-a venit să-i se slujească, ci să slujească și să-și dea viața pentru mulți. Iar în Ioan 13, de la 1 la 17, aici e pasajul în care Domnul Iisus spală picioarele ucenicilor. Și în concluzia pasajului, cuvântul este ăsta. Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Asta e marea, marea binecuvântare. Că El ne-a lăsat o pildă de slujire. O pildă de slujire. Ca să facem și noi ce a făcut El. Hristos niciodată n-a cerut să facem ceva ce El nu a făcut. Lași în urmă egoismul pentru că ai înainte slujirea. Și să știți că pentru noi, Andrei, e o binecuvântare pentru că El cred că a înțeles partea asta cu slujirea încă de la început. Că alții care stau în apa botezului și le trebuie încurajări ani de zile după ce se botează ca să slujească. El s-o băga direct. Și zice, las că ajut, eu fac eu acolo, las că ajut și acolo, las că mă duc și la tobe, las că mă duc și în tabără să-i ajut pe copiii ăia. Să te binecuvânteze. E bine, binecuvântată e biserica care are în ea slujitori, amin? Oameni care știu ce înseamnă slujirea și copii de ăștia mici care au și tineri care au energie în ei, Domnul să te binecuvânteze. Poate vă surprinde și nu știți ce e cu poza aia, așa e poza cu care aș vrea să încheiem. Aia e o statuie care, precum vedeți, arată un băiat mai mare și unul mai mic, cel mai mare ținându-l în spate, pe cel mai mic. Asta este o statuie care este într-un orășel mic, Sătuc de fapt, din Nebraska, din America. Și statuia asta ilustrează un adevăr sau o întâmplare care a avut loc acum 100 de ani, poate mai bine, la început de 1900. Și la un moment dat a venit un preot în orașul respectiv. Și observa că de fiecare dată când mergea pe stradă, era un sătuc mic de câteva sute de suflete, vedea tot timpul un băiat mai mare, care tot timpul ducea în cârcă un băiat mai mic, ducea în spate un băiat mai mic, tot timpul, îl vedea dimineața, îl venea seara, ăsta tot timpul era un băiat mai mare, ducea în spate un băiat mai mic. Băiatul mai mic avea probleme locomotorii pentru că avea poliomielită și avea probleme la picioare, nu se putea deplasa. Și băiatul mai mare tot timpul îl ducea. Și la un moment dat preotul oprește. Spune, măi, uite, nu te supăra, că te tot văd, te tot văd. Mi-a fost jenă așa să te abordez. Am văzut că sunteți după haine, părea că și mai amărâți așa. Și spune, zi-mi, care-i treaba de te tăuși pe băiatul ăsta în spate? Nu zice nimic, să uite la el. Și după aia, ca să nu aibă, să nu fie liniște de aia ciudățică, spune, dar nu ți-i greu să-l tot duci în spate? Te văd de ani de zile, te-am văzut tot duci în spate. La care copilul a spus ceva ce i-a schimbat viața de slujire preotului și l-a determinat să înceapă ceva. A spus, nu-i greu, pentru că el e fratele meu. Și a zis-o în engleză, l-a întrebat, is he not heavy? Nu-i greu? Și a zis, he's not heavy, he's my brother. Adică nu-i greu, că e fratele meu. Nu contează că are 50 sau 100 de chile. Nu contează. Pentru mine nu-i greu, nu ceva ce ține de el, ci pentru statutul pe care l-are, pentru că e fratele meu. Nu-i greu, pentru că e fratele meu. Pentru mine, faptul că avem în biserică doi frați, Alex și Andrei, Dumnezeu a ales să lucreze prin Alex în viața surorii noastre, după care în viața lui Andrei. Pentru mine, eu având în vedere că și eu am un frate și cea mai mare comoară pe care părinții noștri ne-au lăsat-o nu au fost averile, cea mai mare comoară a fost că ne-au lăsat unul
lângă celălalt. Asta e. Și când vă văd pe voi doi că sunteți acolo, sunteți unul lângă altul, îmi dau seama că povestea asta nu-i valabilă, nu a fost valabilă doar acum 100 de ani, ci e valabilă și astăzi. Nu-i greu, că e fratele meu. Fiți atenți aici, amândoi, frații Milea. Voi trebuie să vă țineți spatele unul altuia, câtă viață aveți în voi. Odată să trebuiască tu să-l duci în cârcă pe el, din punct de vedere spiritual. Odată poate tu să-l duci în cârcă pe el, să-l duci în spate. Așa să fiți toată viața și dacă cineva o să întrebe, nu-i greu să spun, nu-i greu, pentru că e fratele meu. Nu-i greu, pentru că e fratele meu. Uneori trebuie să faci lucrul ăsta în viață, să-i duci pe alții în spate, dar nu-i greu, pentru că e fratele meu. Lui fratele meu nu-i greu, pentru că-s fratele lui și o să mă ducă, că trebuie să mă ducă. Eu îl duc și eu pe el, chiar dacă e mai solid ca mine. Nu e o problemă asta. Despre asta e vorba. Nu-i greu, că e fratele meu. Slujirea, dacă tot vorbim, e poate cea mai frumoasă formă de slujire. Zice Andrei, ai zis tu la început foarte frumos și noi o zicem și la închinare, Biserica Harul e o familie și familia are grade de rudenie și noi toți suntem frați și surori. Asta nu e valabil doar între tine și Alex. Ai zis că ce lași în urmă? Lași în urmă, dar știi ce găsești? Găsești o familie aici. Și nu doar el care e fratele tău de trup, dar și eu și ceilalți și cei care suntem aici. Suntem făcuți să ne ducem unii pe alții în spate, să ne ajutăm. Că nu-i greu, știți de ce? Pentru că e sora mea, pentru că fratele Costel e fratele meu, pentru că fratele Vlad e fratele meu, cu legați de o unitate pe care Hristos o face și e foarte puternică. Înțelegi? Tot timpul, uitați-vă la mine, stați, uite așa, amândoi. Să ajungeți încât să zică oamenii, uite-i pe bătrânii, bătrânul Milea. Cum zicem noi de frații bătrâni pocăiți. Da? Să duceți moștenirea asta sfântă mai departe. Și cu asta încheiem. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Iar viața pe care o trăiesc în acest trup o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care s-a dat pe sine însuși pentru mine. O să vedeți în cele ce urmează faptul că pe Andrei îl scufundăm în apă și după aia îl scoatem. Exact asta înseamnă. Simbolizează momentul ăla în care ești îngropat și trăiești, dar în momentul în care îl scoatem de acolo, nu mai trăiește el, nu mai iese Andrei Milea, pentru că Andrei Milea a murit față de păcat. Andrei Milea a murit față de păcat și iese un nou om, mântuit, răscumpărat prin Iisus Hristos, care a lăsat în urmă păcat, care lasă în urmă influențele, care lasă în urmă egoismul și are înainte mântuirea, are înainte adevărul și are înainte slujirea a Lui și să fie slava în vecii vecilor. Amin! Aleluia!